Bună ziua și bine m-am regăsit încă o dată în holul Ateneului, această incintă, să spunem, cu totul și cu totul deosebită. Aș putea spune o incintă simbolică pentru muzica românească și pentru tot ceea ce reprezintă Enescu pentru noi toți zilele acestea, bineînțeles, în plină desfășurare a Festivalului Internațional George Enescu. Alături de mine am deosebită plăcere și onoare de a avea doi dintre campionii, aș putea spune, muzicii, memoriei, imaginii normalității lui Enescu în cultura noastră, și anume pe tânărul maestru Gabriel Bebeșela și pe Eugen Ciurtin, istoric al religiilor. Este o ediție cu totul și cu totul specială, din mai multe puncte de vedere, pentru că vom vorbi despre Enescu, dar avem parte, cu ajutorul maestrului Gabriel Bebeșela, de o premieră și de... nu știu exact cum ar trebui să aleg cuvântul, de o luptă, de... E greu de găsit acest cuvânt, de o încercare de construcție a unei normalități care ar putea să vibreze pentru generații în ceea ce privește demersul pe care îl face Eugen Ciurtin. Așadar, cred că ar trebui să începem cu ceea ce este cel mai la îndemână, muzica. Imaginea lui Enescu prin sunete și acest concert care va începe în curând la orele 16:30, chiar aici la Ateneu, sub conducerea maestrului Gabriel Bebeșela. Așadar, Strigoi și o altă propunere, Pergunt, suita sub conducerea maestrului Gabriel Bebeșela. Să începem direct cu muzica. Deci, Strigoi, Enescu, o premieră. Cum s-a ajuns aici? Asemeni titlului, povestea din spatele lucrării Strigoi de George Enescu este foarte fantomatică și plină de foarte mulți strigoi ai istoriei. Această lucrare a fost schițată și finalizată, de fapt, în reducție de pian de George Enescu în timpul Primului Război Mondial, iar în momentul în care familia regală a trimis tezaurul la Moscova și Enescu și-a trimis o serie de manuscrise în același contingent de obiecte trimise de familia regală, printre acestea se afla și acest manuscris al Strigoilor. Enescu a încercat să-l recupereze după război, s-a întâmplat exact ca și cu tezaurul, aceea soartă, nici fără succes. Ulterior, Romeo Drăghici, cel care a fondat Muzeul Enescu, a scos la iveală acest manuscris al Strigoilor, schițele complete cu adnotațiile lui Enescu și o parte mică din orchestrație, dar foarte multe indicații exacte cum să arate instrumentarul pe care Enescu ar fi dorit să-l utilizeze. Maestrul Cornel Țăranu a reconstruit întreaga partitură, a pus piesele de puzzle una lângă cealaltă, s-a făcut o premieră în versiune pentru pian. Deci, practic, schița lui Enescu în reducție de pian cântată cu soliști în anii 80 la Cluj. Ulterior, maestrul Țăranu i-a oferit pentru orchestrare maestrului Sabin Păuța partitura și în 2017 a fost finalizată. Din 2017 putem să spunem că avem parte de acest nou oratoriu de George Enescu, care este o lucrare absolutamente fascinantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, e o legătură cu Mihai Eminescu, directă. Foarte rar s-a întâmplat ca Enescu să folosească textele lui Mihai Eminescu, doar în două cazuri, mai bine spus. Ideea e că conexiunea cu Eminescu vine printr-o legătură foarte caldă a lui Enescu cu Carmen Silva, cu regina Elisabeta, pentru că ea a fost cea care a tradus Strigoi în limba germană sub titlul Die Vampire. Ei bine, practic, liantul fiind Carmen Silva, bineînțeles că a fost o lucrare extrem de dragă lui George Enescu și, după cum am spus, încercând să o obțină, pe când existau aceste demersuri de a recupera tezaurul, din păcate s-a soldat cu un eșec major. Mulțumită maestrilor Cornel Țăranu și Sabin Păuța, avem parte de această lucrare care a fost înregistrată la Berlin împreună cu Orchestra Radio. CD-ul a fost lansat aici, în Ateneu, chiar dacă a fost o coproducție între Deutschlandfunk și Casa de Discuri Capriccio de la Viena. Lansarea
a avut loc cu ocazia concursului George Enescu, chiar în anul centenarului. Ulterior, discul fiind de mare succes, am realizat lucrarea și la Concerthaus Berlin, împreună cu aceeași orchestră radio din Berlin. A fost o seară memorabilă, pentru că lucrarea a fost foarte bine primită la Berlin. Dar aceea a fost premiera mondială a lucrării, a fost prima dată când s-a auzit în public această lucrare. Și astăzi se va auzi pentru a doua oară, dar pentru prima dată în România. De aceea este o premieră foarte importantă din punctul meu de vedere. Cred că din punctul tuturor de vedere, acest lucru este un eveniment istoric. Nu putem să le definim în alți termeni. Eugen Ciurtin. Dacă îmi permite, tânărul maestru Gabriel Bebeșelea, să adaug un singur punct la minunata expunere a faptelor pe care le-a făcut pentru a reînvia acești strigoi. Aș spune doar că inclusiv partitura pe care am văzut-o împreună la Biblioteca Academiei, inclusiv manuscrisul versurilor lui Eminescu, este un manuscris postum și este el însuși recuperat din manuscrise. Cu alte cuvinte, avem și în cazul lui Eminescu, nu doar al lui Enescu, această operațiune care este singura noastră datorie și justificare atunci când le pomenim acestora numele. Când le pomenim numele ca nume de instituții, când facem interviuri, când ni se pare că ne pricepem la ce a fost viața și la ce a fost opera lor. Cu alte cuvinte, dacă nu lăsa integre și integrale lăzile cu manuscrise Eminescu, Titu Maiorescu, la Academie în 1902, nici însuși Enescu în 1916 n-avea pe ce compune acest oratoriu. E de două ori salvarea care ar trebui să ne fie lecție pentru salvarea pe care o încercăm acum. Da, într-adevăr, lucrurile se leagă extraordinar, mai ales când Gabriel Bebeșelea pomenea de faptul că Enescu își trimisese drept element de patrimoniu, de dezaur pentru salvarea unei identități. Episodul este descris de Ighe Duca, firește, da, în memoriile lui. E vorba de lădița, precum lădițele acelor familii strâmtorate care pun tot într-o lădiță de lemn pentru a-și trimite copiii la studii la oraș. Lădița numărul 51, care conținea atunci în 1917 tot ce a venit în persoană George Enescu la Ighe Duca să-l roage să adauge și această ladă la tezaur. O parte din ele l-a recuperat grație unui mare dirijor american în 1924 și în primul rând schițele lui Oedip. Este interesant că o anumită atitudine era firească în urmă cu mai bine de 100 de ani, iar acum totul pare să fie atât de complicat, atât de greu și atât cumva de paralel cu ceea ce se numește normalitate. Firescu e definiția unui automatism până la urmă, dacă tot ajunge să fie firesc, precum actele noastre zilnice, cele mai fizice, mai firești. Numai că la noi Firescu nu intră ca automatism, la noi Firescu este o Himalaya, e cucerit din când în când, cu mari eforturi. Da, și trebuie cumva de fiecare dată adus în atenție, ca un fapt de excepție. Ceea ce, nu știu, aproape că redefinește conceptul de firesc în acest areal geografic. Dar să revenim încă o dată la muzică. De ce această alegere? Cum s-a ajuns din partea ta să incluzi în gestul dirijoral, în actul artistic, această partitură? De foarte mult timp sunt preocupat nu doar de manuscrisele lui Enescu, de manuscrise în general. Și o pasiune foarte puternică a mea m-a condus spre multe lucrări pe care le-am realizat în premiere moderne. M-a interesat foarte mult, de fapt, din perspectiva dirijorului să cercetez aceste manuscrise, pentru că eu nu sunt un muzicolog, nu mă consider un cercetător în așa ceva, sunt un simplu dirijor, dar foarte curios. Și atunci curiozitatea mea m-a condus inclusiv în a căuta în manuscrise ale compozitorilor canonici ca să găsesc răspunsuri care mă mâncau, care mă făceau să nu găsesc cheia de boltă în interpretarea anumitor muzici în manuscrise. Și răspunsurile, bineînțeles, că au venit de acolo. Și atunci m-am apropiat tot mai tare, m-am îndreptat tot mai mult spre lucrări. Ei bine, în această direcție am colaborat foarte mult cu maestrul Cornel Țăranu.
în ceea ce privește muzica lui George Enescu. Cunoscut fiind faptul că actualmente este cel mai important enescolog și este cel care a finalizat mai multe lucrări ale lui George Enescu alături de Pascal Bentoiu. Sunt cei mai importanți care au continuat arta lui George Enescu. Și atunci, bucurându-mă de aceste sfaturi și de această colaborare, pot să-i spun, foarte apropiată cu maestrul Cornel Țăranu, am ajuns la niște lucrări absolut fascinante. Și atunci am mers și mai departe, dincolo de lucrările la care am lucrat împreună cu dumnealui, am descoperit oratorii care nu s-au mai cântat, am descoperit uverturi care nu s-au mai cântat, am descoperit o multitudine de lucrări care nu s-au cântat niciodată sau nu s-au mai cântat de cel puțin 100 de ani. De exemplu, Pastoral Fantasy. E o piesă absolut fantastică, e o minunăție de tinerețe, o bijuterie a lui George Enescu, compusă pe când avea 17 ani jumătate. Ea a fost comandată de Edouard Colon, de dirijorul orchestrei care îi purta numele, pentru a fi interpretată la exact un an după Poema Română. A fost interpretată la Paris, pe 19 februarie 1899, dar după aceea a dispărut în negura vremilor. Nu se mai știa ce e cu această piesă. Era la și altele trecută și m-am bucurat foarte mult că pe același CD cu Strigoi am putut să înregistrez și această Pastoral Fantasy și să o interpretez în nenumărate țări și în nenumărate locuri. Iar cel mai important lucru e că această piesă, Pastoral Fantasy, în momentul de față are viața ei proprie, ceea ce mă interesează cel mai mult, ca nu eu să fiu cel care o propune, ci alții deja să-și o aleagă și să o interpreteze. Iar exemplul cel mai bun este faptul că Royal Concertgebouw Orchestra, în festivalul George Enescu, alături de Daniel Harding, vor interpreta această Pastoral Fantasy. O piesă care din 1899 până în 2016 nu s-a mai cântat. Mulți strigoi se adună. Și pot să spun că este doar un mic exemplu. Exemplu, pe 21 și 22 octombrie, chiar în Ateneul Român, o să interpretez o lucrare de care am dat cu ajutorul lui Eugen Ciurtin la Academia Română. Este o orchestrație făcută de George Enescu în 1916, a unei părți din trio opus 100 de Schubert. De ce? Pentru că era una din favoritele reginei Elisabeta. De ce a ales George Enescu atunci să orchestreze această piesă? Pentru că a aflat că regina Elisabeta a murit. Și în momentul în care a aflat de dispariția acesteia, acest marș funebru din trioul de Schubert, pe care îl interpretase la rândul el împreună cu regina și Dimitrie Dinicu, l-a orchestrat într-o singură noapte. Pe manuscris este scris cu creion albastru de mâna lui Enescu, orchestrat într-o singură noapte. Piesa nu s-a mai cântat din 1916 până acum. Și va fi o premieră modernă în 21 și 22 octombrie cu Filarmonica George Enescu. Înțeleg că, din tot ce se spune aici, că Enescu rămâne încă de redescoperit sau de descoperit pur și simplu pentru noi înșine, pentru generațiile actuale și pentru generații care vin. Deci avem în față cumva o muncă și o datorie în ceea ce îl privește pe Enescu. Iar aici de față, Gabriel Bebeșela și Eugen Ciurtin s-ar putea să fie deschizători de drumuri în ceea ce privește acest demers. Dacă îmi permiteți, aș face o completare. Deschizători de drumuri au fost, de fapt, Pascal Bentoiu și Cornel Țăranu și toți cei care s-au ocupat de aceste lucrări și s-au ocupat foarte serios și au luat meticulos, au dus meticulozitatea lui Enescu la extremă, el fiind poate cel mai meticulos compozitor din cât există. Dar ceea ce vreau să spun e că m-a fascinat întotdeauna faptul că George Enescu, între vârsta de 13 și 15 ani, deci în 3 ani, el a făcut o sinteză a 3 secole de muzică clasică. Nu există așa ceva în istoria muzicii. Ce a scris el de la 13 ani până la Poema Română, pur și simplu însumează și rezumă tot ceea ce s-a compus de dinainte de Bach și până la el.
Iar această evoluție este cu atât mai puternică cu cât vorbim de un copil de 13 sau 15 ani. La 14 ani a compus oratorul Ahasverus, despre care Masne spunea că este extrem de modern și foarte interesant din punct de vedere armonic, lucru atestat chiar și în presa vremii, orator pe care nu l-a finalizat și pe care l-am interpretat acum mai bine de 2 ani. Unde vreau să ajung cu acest lucru? Dacă un compozitor de 30 de ani ar fi scris această lucrare pe care Ionescu a scris-o la 14 ani, am fi fost absolut nebuniți de ceea ce a scris acest compozitor. Dar dacă un copil de 14 ani a compus așa ceva cu o forță inimaginabilă și de o expresivitate și de o introspecție nemai întâlnită, ar trebui să ne mândrim și să arătăm lumii întregi ce a existat în România și ce trebuie să existe în continuare, pentru că muzica lui va trăi pentru totdeauna. Când mă referam la această deschidere de drumuri, mă gândeam de fapt la o deschidere de un alt tip de perspectivă, un demers așa precum îl face Eugen Ciurtin, reprezintă de fapt un fel de curea de transmisie a unei informații la un alt nivel, la un alt tip de organizare. Bineînțeles că există, așa după cum se spune aici, cei care s-au aplicat asupra partiturii, care o refac, o reconstruiesc și așa mai departe. Ceilalți care fac parte din angrenaj, care sunt interpreții și care îl pun în valoare pe scenă și îl fac să fie auzit documentarea lui sonoră și așa mai departe. Dar există și acest demers de tip cultural care trebuie făcut și care, după părerea mea, este la fel de important, pentru că integrarea unei personalități, a operei pe care o are, înțelegerea, asimilarea și după aceea, pur și simplu, construcția spirituală care trebuie făcută, nu se poate face de către o singură persoană sau de către un singur grup sau de către o singură linie. În general, muzicienii sunt preocupați de cele ale muzicii. Dar cu atât mai binevenit este din partea unor personalități precum cea lui Eugen Ciurtin acest pod cultural care se construiește, această cunoaștere, această construcție a unui tip de percepție colectivă și care să facă loc unei normalități culturale în spațiu general, în spațiu de recepție, în masă și nu numai în masă, pentru auditoriu larg, dar și pentru cei care încearcă, la un anumit nivel, să-și normalizeze relația cu muzica clasică. Pentru că nu putem spune că aici muzica clasică face parte din ceea ce se numește, nu știu, dietă curentă. Este un lucru foarte complicat. Cumva acest obiect cu totul și cu totul senzațional pe care îl reprezintă muzica clasică, muzica academică, mă rog, nu știu cum este denumirea corectă din punct de vedere politic sau cum să-i mai spunem, a făcut un pod dinspre Europa Occidentală, cumva prin Europa Centrală, cumva pe deasupra noastră, iar Ionescu este o șansă absolut formidabilă de cuplare, încă o autostradă care trebuie făcută de data asta cultural și înțeleasă că ni se oferă prin personalitatea lui. S-ar putea spune că acest loc are o voce în lumea muzicii mondiale datorită lui Ionescu. Există un idiom al acestui loc care se poate concretiza în sunetele pe care Ionescu le oferă și se poate identifica foarte ușor datorită lui. Fără el, toate lucrurile acestea ar fi imposibile și fără acel efort, într-adevăr, de asimilare a 3 secole de muzică în propria lui persoană și după aceea izbucnirea acestui limbaj, iar toate lucrurile astea nu s-ar putea concepe în absența lui. Ori un demers în care se explică, se pune tuturor acestor lucruri un context cultural larg de normalizare și de integrare a lui Ionescu este mai mult decât binevenit. Aș putea spune că este aproape salvator pentru noi înșine, nu pentru altcineva, în primul rând. Bineînțeles că, te rog, dacă vrei să spui ceva, Eugen. Vreau să menționăm, totuși, Gabriel, minunăția de dar pe care am primit-o, exact în contextul descris de Dan Pârvu, anume faptul că vârsta partiturilor Strigoi și
orchestrației andantelui din opus 100 de Schubert din toamna lui 1828, deci din ultimele săptămâni. Vârsta acestor partituri reînviate de tânărul maestru Gabriel Bebeșelea este vârsta celui care a spus cuvântul cel mai just și cel mai tulburător, este vârsta domnului Mihai Șoră. Această continuitate există de totdeauna. Trebuie doar să plecăm, nu, cum ar trebui să se spună, mai ales în contextul Ateneului, urechea. Lucrurile acestea există, depinde, sunt mult mai mulți și sunt mult mai mari cei care au spus adevărul înainte. În acel film video pe care l-a realizat Cristina Baciu, îi puteți urmări atât pe domnul Mihai Șoră, cât și pe doamna Ioana Bentoiu, care citește tuturor o scrisoare primită de maestru Bentoiu, cel care a restabilit în ordinea marilor vietăți canonice Sinfonia 4-a și a 5-a Enescu, care și-a sacrificat, cum o repetă doamna Bentoiu, o mare parte din propria sa operă pentru a-l sprijini pe Enescu, dându-și seama că e un act de creație la fel de mare a face asta. O scrisoare inedită pe care abia în acest film o propune întregului public interesat. Faptul că există mărturiile unor oameni de calitatea și tonajul metafizic al vocii și al privirii, precum domnul Mihai Șoră, doamna Ioana Bentoiu, domnul Andrei Dimitriu, doamna Iulia Motoc, faptul că astfel de personalități au decis ele însele să spună un cuvânt just, să aibă un moment parsifalian în a reînfrunzi fosta autostradă măcinată de toate neputințele noastre, este încurajator. Dar nu voi accepta să discut niciun fel de încurajare sau de optimism câte vreme nu există asociate fapte. Înțeleg. Pentru că, să mă iertați, cel mai grav lucru care s-a întâmplat și este foarte bine să o spunem în această atmosferă de rehearsals este că a face repetiție pentru un nume atât de mare, de bun și de drept precum Enescu, presupune să fie și concertul final, care nu poate fi decât ediția critică completă a întregii lui muzici și a tuturor mărturilor nemuzicale de altfel, unde competențele sunt chiar mai multe, a întregii lui vieți. Or, dacă încă suntem în această tatonare a repetițiilor la 66 de ani și 25 de festivaluri de când Enescu s-a dus într-o noapte în care au tras de cadavrul lui din trei părți, cred că trebuie cel puțin să nu facem licitații oneroase și trebuie cel puțin să avem implicarea imediată și justă a instituțiilor, începând cu Ministerul Culturii și cu ceea ce a devenit în câteva zile o nebuloasă, Muzeul Enescu, anume să tratăm această cruntă descoperire pe care am făcut-o abia săptămâna trecută, faptul că nicio pagină din muzica lui Enescu nu este clasată la tezaur în 2021. Nici o pagină are statutul unui viitor obiect furat precum o găină din partea unor găinari. Poate fi incendiat precum orice obiect de pe lumea asta. Poate fi scos din țară și nu va fi căutat de niciun Interpol. Asta i-am făcut. Gabriel? Cred că pauza generală e cea mai meritată, pentru că George Enescu nu e doar acea statuie. George Enescu trebuie să fie viu prin sunetul său și prin ceea ce a creat el. Și nu a fost doar un compozitor, doar un pianist, doar un violonist, doar un dirijor. Și un pedagog. El a fost... aș vrea să spun un erou național, dar mi-e teamă că noi nu ne ridicăm la rangul lui și nu ne ridicăm la nivelul la care ar trebui să fie apreciat el pentru ce a făcut pentru această țară. Ceea ce spune Eugen Ciurtin este extrem de valid și extrem de adevărat și în același timp înfricoșător, aș spune. Dar totul ar trebui să conducă și tot acest zbucium și acest cutremur, după părerea mea, ar trebui să conducă spre ceea ce a spus mai devreme, edițiile critice Enescu. Nu există așa ceva. Cred că respectul cel mai mare pe care putem să-l oferim pentru muzica sa este să punem punct și să începem de la zero, să ne uităm în toate partiturile pe care le-a compus și să adunăm echipe muzicologice și nu numai, extrem de competente, care să se aplece cu multă
pasiune și cu multă abnegație înspre a transmite mai departe mesajul său, care, din păcate, încă nu și-a atins întregul potențial. Cum spunea la un moment dat Mahler, timpul meu o să vină, încă nu a venit timpul lui George Enescu, va veni, sunt sigur, e tot mai aproape, pentru că se cântă tot mai mult în lume, pentru că se descoperă tot mai multe lucruri, care, chiar dacă sunt înfricoșitoare, e bine că sunt scoase la lumină. Și cred că ne apropiem foarte... Vreau să cred că ne apropiem vertiginos de momentul în care George Enescu o să fie cântat ca orice compozitor de rangul său și ca orice creator care a schimbat cu totul paradigma culturală a unei țări, nu doar muzicală, culturală, spune. Mă bucur că în acest timp care trebuie să vină pentru Enescu am alături în această încercare de a aduce în atenție imaginea doi dintre cei care îi netezesc calea acestui timp care trebuie să vină. Maestru Gabriel Bebeșelea, știu că cu o mare generozitate a fost alături de noi aici în această discuție, pentru că peste doar câteva ore trebuie să conducă acest concert. Știu că la un moment dat trebuie să ne părăsească, nu? Pentru... Mulțumesc foarte mult pentru invitație, dar peste mai puțin de două ore o să înceapă concertul. Noi mulțumim pentru participare și rămânem în continuare cu Eugen Ciurtin și cu Enescu, bineînțeles. Mulțumesc mult și ca de fiecare dată e o mare plăcere să dialogăm. Da, sper să ne mai revedem cât de curând în același context. Cu certitudine. Mulțumesc mult. Mulțumim încă o dată. Deci... Eugen Ciurtin, rămânem în continuare pentru dialogul nostru aici la RFI. Enescu, Strigoi, concertul de astă seară și ceilalți Strigoi. Și ceilalți Strigoi este e o șansă. Acum că nu ne aude tânărul maestru Bebeșelea, am să o spun pe șleau. Este o mare șansă că pentru prima dată repartiția celor care restituie viul din Enescu rămas în niște hârtii abandonate de cei care trebuiau să aibă grijă de ele, repartiția acestor inși fabuloși se face pe toate generațiile. În momentul în care maestrul Pascal Bentoiu sau chiar maestrul Cornel Țăranu, membru al Academiei, din fericire, s-au apucat de a lansa aceste reconstruite concerte, au făcut-o la o vârstă aproape dublă decât a tânărului maestru Gabriel Bebeșelea. Gabriel Bebeșelea face lucrul ăsta de ani de zile deja și încă n-am plinit 34 de ani. Cu alte cuvinte, avem în termen de calitate a competenței muzicale, a competenței inevitabil muzicologice, adică acea dimensiune mai puțin ornată a curiozității, precum și a calității umane, acest coeficient de care sper să nu scăpăm niciodată, printre criterii. Contează foarte mult asta, lecția este Enescu însuși, de la generozitatea lui până la oricare act al vieții lui, este pur și simplu, are o biografie pur și simplu ireproșabil. În termenii mai multor epoci, ceea ce este absolut formidabil, să ai muzica asta, să ai și biografia asta, e incredibil. Ori, în repartiția asta de mari sau viitoare mari nume care le restituie pe Enescu, poziția publică, canonică a lui Gabriel Bebeșelea tinde deja spre forme de împlinire absolut neașteptate și pentru care, altminteri, toate instituțiile susceptibile de a avea un interes în a-l înțelege și deci promova, în a-l iubi și deci promova pe Enescu, ar fi trebuit să facă orice ca să-l nască. Nu, e vorba de o formație mai degrabă și de un traseu într-adevăr internațional. În ultimii 10 ani a dirijat cele mai mari orchestre din lume, pentru că a dirijat inclusiv în Asia, a dirijat inclusiv la Singapore, de pildă. Ca să fac o mărturisire, noi trebuia să ne întâlnim
în marea sală cu o acustică excelentă a Royal Thai Philharmonic din Bangkok, adică vis-a-vis de biroul meu în 2019, dar a venit pandemia și ne regăsim iată cu strigoii la București. Faptul că există această compensare a activității normale, chiar și la cel mai înalt standard dirijorale, această compensare prin studiul manuscriselor mie îmi dă cea mai bună expectativă și evident că din marginalitatea mea de nemuzician și nemuzicolog nu pot decât să ecarisez și eu ce ține de mine în micul meu careu. Aș dori să vă semnalez că pe de o parte avem această enormă problemă a lipsei de clasare la tezaura lui Enescu. Toți spunem că Enescu este miezul canonului a orice românesc. Mai devreme, într-un alt interviu, mi-am permis să spun că ceva românesc nu există decât începând cu 18 februarie 1898, când au răsunat primele măsuri din Poème Roumain în Teatrul de Châtelet, acolo lângă Sena. Nu avem nimic veritabil extra-românesc care se exprime românesc înainte de Poema Română, scrisă la 15 ani și jumătate. Avem aici extraordinară expoziție oferită de doamna Monica Joița și Arhivele Ministerului de Afaceri Externe. Și avem, undeva în oraș, nu foarte departe de aici, vânzarea unor exponate, unor bunuri, unor loturi. S-a întâmplat ieri, în loc de expoziție, este vânzarea acestui patrimoniu care cândva ar fi trebuit să fie, sau chiar a fost, al Muzeului Enescu, la vente aux enchères, vânzarea pentru licitație neauditată, absolut ilicită după rezoluțiile Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și care totuși a avut loc cu piese în curs de clasare la tezauri care au fost deja adjudecate și vândute în răspărul tuturor factorilor de decizie și în răspărul acestei case de licitație pe care nici n-am să o mai menționez, că ar putea fi oricare dintre ele, au mai fost și altele. Față de toate vocile care au protestat cât de puternic au putut la obiect față de această fără de lege, începând cu domnul Mihai Șora, care l-a cunoscut pe Enescu și care ne oferă această mărturie a acelei ființe uluitoare, atât de plină de lumină, acel Enescu așa cum l-a cunoscut domnul Șora și așa cum l-a cunoscut domnul Șora în calitate de cel mai bun student român al său, pe un anumit Mircea Eliade. Iată că aceste două destine care au fost obturate între ele de faptul că, din nefericire, viitoarea soție a lui Enescu a fost și amanta unuia nae, ei întâlnindu-se abia pe scara interioară a vilei din Bellevue în toamna 1947, iată că aceste două destine care au avut o carieră internațională globală durabilă, cât se poate la un om de știință, la Eliade, și arhidurabilă, cât se poate la un muzician de prestigiu și consistența tuturor celorlalți mari, iată că ei doi se reunesc prin ce? Se reunesc prin faptul că ne-i pune cu mâna dreaptă și cu mâna stângă ca furați o casă de licitații care nu știu cum poate funcționa, de vreme ce absolut toată România s-a revoltat, iar lucrurile se întâmplă ca și cum nimeni n-a tras niciun semnal de alarmă. Este dincolo de consternare un astfel de act, cu atât mai mult cu cât Enescu este într-o situație, deși a murit totuși la 74 de ani, este totuși diferit de bietul Schubert. Eduard Hanslick, până anii 1870, are vorba aia care îi se potrivește și lui Enescu, este la fel de prodigios în compoziție Schubert, înainte de moarte, cât și după. La câte lucruri s-au descoperit din Schubert, câte sute de liduri lăsate prietenilor, dar cu dedicațiile autentice, nu colecția Romeo Drăghici furată din ceea ce trebuia să devină patrimoniu George Enescu și nu în baza unui certificat care, așa cum minte șeful casei de licitații, nu este holograf, este dactilografiat.
Prin urmare, se poate să nu-l fi scris el, prin urmare, se poate să nu-l fi scris el pentru că era un avocat format sub Carol I și Ferdinand. Oricând un avocat emite un act, fie și la 83 de ani aproape orb, el știe că le emite în vederea unor colegi avocați prezenți și viitori. Iar el, care a fost totuși cât de cât, măcar din 45, în preajma lui Enescu, știe că nu se spune Guarnieri, ci Guarneri, știe că se scrie Oedip cu E final, pentru că e o operă, o tragedie lirică cu libret franțuzesc, și știe că se poate pune umlaut chiar și pe mașinile de scris din 74, în cazul în care acest certificat este autentic, la Gebrüder, ca să nu scrie Gebrüder, așa cum a scris Casa de Licitație. Și mai ales știm că nu se poate ca un astfel de act, care este barat și care n-a fost făcut public până acum, dar va fi în curând, pe surse, așa l-am văzut și eu, acest act menționează deja în 74, ca și cum în Republica Socialistă România cu asta se ocupau legatarii, executorii testamentari, îl executau pe Enescu testamentar, dar nu în beneficiu a ceea ce a vrut Enescu, ci în beneficiu propriu. Iar acest act de 8 rânduri care menționează alte partituri și care menționează numeroase scrisori, adică undeva între 5 și 5.000, acest act folosește inclusiv expresia, cuvântul loturi. Absolut neuzual în România comunistă să emiți un act, un certificat de orice, de bună purtare, de participare. Că nu se spune ce certificat este, să spui că, este, că sunt loturi. Acel certificat exprimă, e făcut în 74 ca și cum e iminentă licitația. Rog și pe această cale instituțiile abilitate să preia analiza pe care am făcut-o mulți și nu ultimii oameni de pe stradă, și să-și exercite funcțiunile pentru a repara așa ceva. Dacă noi ne închipuim că ne putem continua orice fel de activitate, când Enescu pățește asta, când Eliade pățește asta, dacă noi avem încredere că putem scrie, compune, merge pe stradă ca și cum asta prezintă vreun viitor, cred că ne înșelăm foarte mult. Dacă lui Enescu i-am făcut asta, nu avem nicio șansă. Am lăsat să curgă acest torent al informațiilor încă o dată din partea ta către toți cei care ne ascultă. Sunt absolut convins că există un număr extraordinar de cititori ai tăi. Acel thriller Enescu cred că va face epocă ca gen literar deja. Și nu numai, cred că va deschide un capitol într-un anumit tipar de detectivistică culturală, nici nu știu cum să-l denumesc. Pentru că mai avem doar 3 minute sau 2, aș vrea să spun o întrebare cu caracter personal, dar bănuiesc că toată lumea și-ar dori să știe acest lucru. Este evident că muzica înseamnă ceva cu totul și cu totul ieșit din comun pentru tine. Este scuza principală a continentului pe care trăim. Continentul care a făcut primele războaie mondiale. Să sperăm că și ultimele. Asta e tot ce ne putem dori. Era inevitabil acest gest al tău? Am făcut un calcul și singura întrebare biografică la care o să răspund. Am făcut un calcul, sunt aproape 40 de ani de când sunt pregătit pentru această licitație. Am înțeles. Eugen Ciurtin, cred că altceva nu mai trebuie adăugat aici. Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru tot demersul tău. Aici nu am făcut altceva decât să ofer un spațiu acestui demers. Să-i mulțumim încă o dată tânărului maestru Gabriel Bebeșele pentru ceea ce face, să-i mulțumim încă o dată lui Enescu pentru ceea ce ne oferă, pentru glasul pe care ne-l dă tuturor. Să reamintim acea scrisoare inedită care a fost vândută, nu se știe cine a vândut-o, că în edițiile de corespondență e o scrisoare care a fost citată abia după ziare și de Viorel Cosma și de alții. O scrisoare de la sfârșitul octombrie 1937, în raport cu epoca pe care o trăim, spune Enescu directorului filarmonicii de atunci: observați și dumneavoastră, era un litigiu cât de mulți poți intra în Ateneu, care are în jur de 800 de locuri, cu tot cu lojele și cu eventual cu strapontine un pic mai mult.
sala este absolut neîncăpătoare pentru timpul pe care îl trăim. Asta o spunea George Enescu într-un document probabil furat și vândut din nou într-o colecție particulară, prin Casa Artmark de data asta, în 2013, pe 21 septembrie, cu 8 ani în urmă. Asta o spunea Enescu, iar noi care suntem în stare să facem enorme stadioane funcționale pentru sporturi în care nu suntem nici la nivelul lui Flechtenmacher, nu suntem în stare să facem o sală de concert pentru muzica lui Enescu. Da. Și pentru festivalul căruia Mihai Constantinescu i-a consacrat toată viața. Eugen Ciurtin, mulțumesc pentru acest dialog, mulțumim încă o dată și maestrului Gabriel Bebeșelea. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt și sper să fiu făcut în număr cât mai mare. Vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.